Algebra, clasa a 8-a. Exact. Exercițiul 23 de la pagina 17. 23. Ordonați crescător următoarele secvențe de numere reale. Și avem 12, 5 radical din 6, 9 radical din 2, 4 radical din 10, 2 radical din 30, 7 radical din 3. Adică ei băgăm la tine un radical. Deci ordonați crescător, da? Ordonați crescător. Adică dacă l-ai lucrat acasă, la CPI. Așa. Așa. Ne aude vorbind și o să ai bătut. Cum gândim? Se vă vorbim toate spraipar. Și dacă nu merge, da. Deci, ar fi. Radical 944. Radical 25-6. 105. Radical 105. 84. Da. Și acum ați ordonat crescător? Pe crescător ar fi așa, 2 radical din 30. Deci mai, cel mai mic este... Radical 120, adică 2 radical din 30. Deci bine, 2 radical din 30 e mai mic decât... Mai mic decât 12. Mai mic decât 12, adică radical 144. Da? Da. Care e mai mic decât... Mai mic decât 7 radical din 3. Adică 147, adică 147, de 7 radicali din 3. Mai mult decât 5 radicali din 6. 5 radicali din 6. Mai mult decât 4 radicali din 10. 4 radicali din 10. Și mai mult decât 9 radicali din 2. 9 radicali din 2. Bun. Și altă linie mai avem. Minus 3 radicali din 14. Minus 3 radicali din 14. Minus 5 radical din 5. Minus 3 radical din 13. Minus 4 radical din 7. Și minus 11. Iar îți rugăm sub radical. Să avem 9 ori 4. Facem și pe alea sub ordinea strămană. Da, da, da. Adică știi cum vorbim de mama asta. Alex, tu ai înțeles? Hai să vorbește acum. Deci, vorbim pe 3 sub radical, 9 și 9 ori 14. 9 ori 14, 126. 126. Minus radical, 126. Apoi... 25 ori 125. 125, da? Minus radical, 125. Următorul? Minus... Alex, 9 ori 13, cât face 9 ori 13? 117. 9 ori 1, 3, 2, 3, 16, 117. Minus radical 917, apoi minus 16 ori 7. 7, 6, 4, 2, 7, 1, 7, 4, 11, 112. 112. Și minus? 11. Să avem totul supra-radical și acum începem. Eu totuși Alex, încearcă tu să vezi casa din ordinea. În ordine crescătoare, de la cel mai mic la cel mai mare. Cel mai mic dintre toate. Sunt radical, minus radical din 112. Minus
minus 3 radicale 112. Ia să vedem. Are cel mai mare. E cel mai mare. E cel mai mare de 0. Cel mai mic e adică da. Spre minus infinit. Da. Da? Te-ai gândit de parcă ar fi fără minus. Da. Da? Deci, care e cel mai mic? Cel mai în stânga? Spre minus infinit. Cel mai mare număr de acolo, Alex. De supra-radical. Ar fi 126. Minus radical cu 126. Care corespunde minus 3 radical din 14. Minus 3 radical din 14. Da? Minus 3 radical din 14. Minus 3 radical din 14. Mai mic decât... Următorul care ar fi ales? Minus 5 radical din 5. Minus 5 radical din 5. Care mai mic decât? Minus 3 radical din 14. Nu. Are minus 4. Minus 11, da. Minus 11. Minus 11 și minus... Și acum, următorul care? 3 radical din 13. 3 radical din 13. Minus 3 radical din 13. Minus 3 radical din 13, care face cât 117. Da. Nu? Și minus 4 radical din 7. Minus 4 radical din 7. Ui. Bun. Exercițiu 25 de la pagina 17. 25 de la 17. Așa, da. Fie A și B, două numere reale, A mai mic ca B. Bine. A. Mici. Mici, da. A și B, două numere reale, A mai mic ca B. Așa, A mai mic ca B. Să arătăm că A este mai mic decât... A este mai mic decât 3A plus B pe 4. Deci 3A plus B pe 4. Tot pe 4. Da. Care la rândul lui este mai mic decât A plus B pe 2. A plus B. Mai mic decât A plus 3B pe 4 și mai mic decât B. Păi 4A mai mic decât 3A plus B. Ia să vedem și pe alte. Deci luăm pe fiecare parte. A mai mic decât 3A plus B. Da, 2 de 2. Deci luăm pe A. Să demonstrăm prima inversă. A e mai mic. A mai mic decât 3A plus B pe 4. Așa, rezultă de aici, a plus echivalent cu 4A mai mic decât 3A plus B. A mai mic decât 3A plus B. Adică A mai mic ca B. A mai mic ca B. Nu doar A. Așa, asta este echivalentul la mai mic ca B. Da. Și atunci, cum am avut mai mic ca B, mergem în fața lor înapoi, e perfect, nu? Da. După aia, 3A plus B pe 4. Și o rezultă 4A, da? Da. Deci, prima mai mic decât A plus B. Totul pe 4. Deci pe 4 mai mic decât A plus B pe 2. A plus B totul pe 2, Alice. 3, să arătăm pasta. Totuși mă întâi echivalență. Miruna, te rog. 6A plus 2B. Deci 6A. Că 2 pe lângă 3A plus B, nu? Da, da, deci ca să faci să fie aceeași numitor, numai am plătit pastea cu 2. Ah, i-au zis că 4 și 2. Da. 4 și 2, suntem în clasa 8-a. Nu-i permitim așa prosumezi un proces exterior. Perdem timp. Hai, până acolo. 3A plus B. Suntem prezi exigenți, cum e, da? Deci 3A plus B totul pe 4 e mai mic decât 2A plus 2B pe 4. 2A plus 2B pe 4 e echivalent. 3A plus B mai mic decât 2A plus 2B. Scădem un B și 2DA. Da. Să avem că A mai mic decât... Deci echivalentul mai mic ca B. Da. Pentru că
10 rămâne un A. Corect, și dincolo de 10 rămâne un B. Adică oamenii care știu, înseamnă că asta e al mai bun. 3. 4B. A treia ar fi că cine? Nu, A va plus B pe 2. Pe 2, stii ce am zis. A plus B pe 2. A plus 3 pe 2. A plus 3 pe 4. A din de rog. Am făcut problema cu 2 și 2AB plus, după nu, 2A plus 2B. 2A plus 2B. Mai mic decât A plus 3B. A plus 3B. Echivalentul. Am renunțat de dată să luăm 4 ca în viitor. Și aici. Am mai mică B. Am mai mică B. Scădem un A. Scădem un A și un B și 2B. 2B. Da, din A mai mic A. Și în final, ultima, și la partea, da. Egalitate. Cine zice, are sau nu? Are. Are. A plus. Ultima. A plus 3 pe 4. Totul pe 4. Mai mică ca cine? Mai mică pe A. Uite, Alex, nu pot zice. Alex, nu știu cum îmi zice, domnul. Asta e. Și ultima, a care a rămas. Deci prima, a doua, a treia și a patra. Așa, facem la partea. Ce facem, Ioana? Facem asta. 4... Amplificăm pe B cu 4, nu? Da, sau 4B... Deci amplificăm pe B cu 4 și apare că A plus 3B. Mai mici că 4B. Exact. Asta înseamnă? Cădem un 3B de la B și asta mai înseamnă că B de la B. Deci toate au fost echivalente cu A mai mici. Care era dată? Poporii ți-am redus inegalitățile și nu l-am mai necat de care nu era dat în capul locului. Și important, dar nu facem consumenților de capul locului. Ei, facem... Deci, atunci la ce ajutăm să facem. Da, mai încă. Da? Da? Deci asta e locul ăsta. Bun. Tu... Așa am făcut. Așa am făcut acasă de aia. Am făcut acasă. Zicem așa, exercițiul 26, de la pagina 17. Fi A și B două numere reale pozitive. A și B numere reale pozitive. Din R plus, da. R plus, da. A mai mic ca B. A mai mic ca B. B. Arătați că... Arătați că A la a treia mai mic decât A la a doua B. A la a treia mai mic decât A la a doua B. Mai mic decât A pe la a doua. Mai mic decât B la a treia. Posibilitatea să par pentru un număr negativ și se schimbă sensul inegalității. Deci a avut importanță. Foarte mare importanță. Da? Deci dacă ar fost, n-ar fi fost stabilit așa, noi ar fi trebuit să analizăm și situația când au negativ. Când împărțim prin A, nu e problemă. Dacă nu împărți prin A simplu,
sau la a treia sau la a cincea, la un număr impar, se schimbă sensul inegalității. Corect. Adică observația a fost prin înmulțirea sau împărțirea unei inegalități cu un număr negativ, se schimbă sensul inegalității. Corect. Ce este aici, da? Este aici că a mai mică vesel. Deci ajunge după simplificare la a mai mică vesel. Și asta trebuie să fie după condiția asta. Și este adevărat. Luăm a la doua B. 2, a doua. A la doua B. Mai bine decât a pe a doua, părțiți cu A și cu B. Prin A, B. Și asta vezi ca mai mică B. Echivalent cu? A mai mică B. Mai mică B. A de la 2 mai mică de la 3, apărțim prin de la 2 și să avem ca mai mică B. A 3, A de la 2. A de la 2 mai mică de la 3. De la 3. De la 3. De la 2. Și să avem ca mai mică B. Deci, situația prima e cu mai grea celebrată. Deci, cu atunci, de la 1 la mai mică. Ok. Problema 27. Exercițiul 27 de la pagina 18. Asta a luat, da? Nu, următorul e a luat. Demonstrați că pentru orice numere reale A, B, avem A, B, avem A, B, reale, avem A la a doua plus A, B plus B la a doua, mai mare e egal cu 0. Să demonstrăm. Cum ai făcut asta? Radical din A, B, că-i dar radical din AB mai mic sau egal decât A plus B pe 2. Ce? Adică media geometrică cu media... Să nu te să oricare de A și B de A, B. Oricare de A, media geometrică cu media aritmetică sunt mai multe numere pozitive. Știi pe aia. Zi-mi, da. Păi A la 2 plus AB plus B la 2 e A plus B plus A doua. Nu, că nu-i 2 AB. Facem prost. Punem... mulțim cu A plus B, adică mai punem un A plus B. Mulțim sau? Adunăm un A plus B. Adunăm un A plus B. Mhm. Facem rost. Da, facem rost de... Da, dar vine mai mare decât A plus B. Decât A ori B. Decât A B? Decât A B, dar nu știu dacă A B e pozitiv. Dacă A e pozitiv și A B e negativ. O idee trebuie să am deșteaptă, să mulțesc cu un 2. Deci, mulțim cu 2 și devine echivalentă. Că prin mulțirea unei inegalități cu un număr, ea devine cu un număr pozitiv, ea rămâne modificată. Da? Și devine echivalentă cu astfel. 2 află la A. Plus 2 află la A. Plus 2 e făcut la A. E mare ca la 0. Și acum avem A plus B. 2 a pătrat îl suntem ca A pătrat plus A pătrat. E 2 a pătrat îl suntem cu un A pătrat plus pe pătrat. La fel de 2 de pătrat. Și atunci devine. Desfășurăm. Zic. Echivalent. A pătrat plus A pătrat. Ca să fie 2 a pătrat. Ca să se va pătrat. Da. Plus 2 a pătrat. Mai mare e la cadere. Acum facem din nou, nu? A plus B plus A doua. Cu A pătrat. Plus A plus B plus A doua. Tot la A plus B plus A doua. Plus B plus A doua. Adevărat. Adevărat, întotdeauna. Păi lăsa. A, deci, care a fost mecheria aici? Să duc într-un aitorat cu mulțumesc. Dar de ce? Pentru că avea nevoie de 2 atunci, asta era fost să cred. Tu ai zis să adunăm un AB. Dar stricam pe 0 de aici. Exact, mai era 0 acolo, corect. Așadar, înmulțirea cu 2 îți face 0. Păi ia să mai facem și pe de atunci, nu au ca temă, dar să o facem, nu? Da. Să arătăm A pătrat minus AB plus B la A doua. A pătrat minus AB plus B la A doua. Și asta e mai mare. Mai mare e la ce? Ia să vedem aici ce se face. Cu 2. Tot cu 2. Cu 2. Să avem 2 A la 2, minus 2 AB, plus 2 B la 2, mai mic
0, mai mare cu 3 cu 0. Mai mare. Da. Și o să vedeți că a minus b totul la 2. A, bun. E pusatul, da? Da. Așa vezi, da. Plus a minus b. Și o să vedeți b la 2 plus b la 2. Mai este rezolvă. Adică la sumă de pătrate mai mare. Și egal cu 0 dacă sunt egalizi a și b cu 0. Și acum 30. 30 de la pagina 18. 18. Stabiliți care dintre următoarele numere este mai mic. Să vedem numele. Și avem numele. Radical din 11. Care din următoarele numere este mai mic? Care din următoarele numere? Este mai mic. Este mai mic. Și avem radical din 11 plus radical din 13. Radical din 11 plus radical din 13. Și radical din 19 plus radical din 5. Este cele două numere care trebuie să compară. Punem totul la pătrat. Deci, Adi, tu propui să... Să le punem la pătrat și înseamnă că și în dreapta. Dacă comparăm pătratele, deci dacă comparăm pătratele, este un mesaj pentru simple numerele respective? Adică, dacă ăsta este A și ăsta e B. Adică A pătrat. Și dacă cumva A pătrat e mai mare ca B pătrat, sigur rezultă de X mai mare ca B, atunci tu spui așa, să comparăm pătratele și cum ne-au dat pătratele, așa răspuns dăm și spre pentru numele de bază. Cât de adevărat? Mai mare sau mai mic? Adică, mai mare sau mai mic? Se păstrează sensul inegalității. Totdeauna sau am ceva de obiectat. Adică mesajul de la pătrate se duce și spre numele în sine, totdeauna sau nu? Din A pătrat mai mare sau mai mic decât B pătrat, reiese totdeauna semn de întrebare ca A mai mare ca B sau ca A mai mic ca B? Reiese ca A mai mare ca B. Totdeauna? Da, da. Nu totdeauna. Că mereu e un număr pozitiv acolo. Mereu e un număr pozitiv, e la a doua. Păi și dacă e pozitiv, asta înseamnă că întotdeauna A o să fie mai mare ca B? Asta. Deci din faptul că e adevărat asta... Ca A și B e pozitiv, înseamnă că A e mai mare ca B? Îți asigură cineva ție asta? Nu, că vedem. Deci, întrebarea, probă? Nu. Da. Există. Adică tu ai venit cu întrebare, ai venit cu propunerea asta să comparăm pătratele. Da. Eu acum spun, nu face serviciu corect? Da. Adică pătratele, dacă compar sensul inegalității la pătrate, se va repercuta și asupra numerele respective? Da. Tot timpul? Să dăm un exemplu. Uite. Minus 3 e mai mic decât minus 3, da? Da. Minus 3 e mai mic decât minus 3. Pătratele lor. Da, pătratele lor. Minus 3 la pătrat față de minus 2 la pătrat. Iată, minus 3 la pătrat face 9. Cum e 9 față mai de mare. 9? Mai mare. Ca. Deci dacă pătratele se comportă într-un fel, nu neapărat se repercutează același sens de inegalitate și spre numele. Când se pătrea? Când se repercutează asupra numelor? Dacă sunt pozitive. Asta e.
Numai dacă numele sunt pozitive. Și la noi sunt pozitive. Radicalii 11 plus radicalii 13 adică este un număr pozitiv. Și radicalii 19 plus radicalii 5 este un număr pozitiv. Și de aceea îți permis să spui că în clipa asta, a le compara pe acestea două, înseamnă a le compara pe pătratele lor. Da? Deci eu am așteptat la tine așa. Despre cele două numere, ca să spun care din ele e mai mare, îmi permit să mă gândesc la pătrate și sensul de la pătrate se va păstra și la numele de bază, numai datorită faptului că radicalul 11 plus radicalul 3 e un număr pozitiv. Radicalul 11 e pozitiv, radicalul 3. Dacă ar fi fost minus aici, n-aș fi avut același lucru. Radicalul 11 era negativ. Minus radicalul 13 e un număr negativ și atunci nu mai pot. Nu știu, nu mai sunt sigur dacă mesajul de la pătrat se va păstra și la numele de bază. Numai dacă ele sunt pozitive. Și acum, fiind pozitive, am zis să stau pe chestia asta ca să ne fie foarte clar. Și atunci spui așa, a le compara pe acestea, înseamnă, de fapt, a compara pătratele lor. Radical din 11. Mă vezi, Dani, hai zic. Radical din 11 plus radical din 3 tot la pătrat. Cu vecinul său. Radical din 19. Da. Un plus de radical de 5 și un plus de 5. Din 5, da? 5. Da. Tot la pătrat. Echivalentul. Hai să văd picam la pătrat ăștia. 2. 121. Adică radical 121 pe spune. Da, radical 19. Și câți face? 11. 11. Deci vine 11. Plus 13. Plus 13, da. E comparat cu 3. Vă mulțumesc. Cum se mă lași așa? La adunare, din om. A plus B totul la a doua. Nu e mulțime. Ca să fie ăsta la pătrat, ăsta la pătrat. A plus B totul la a doua, și așa un, doi, A plus B totul la a doua. Este egal cu A plus 2AB. Plus 2AB plus B pătrat. Vezi? Ca să nu mai te grăbești. Lăsăm plus 2AB și punem plus B pătrat la sfârșit. Deci plus 2 ori 11 2 ori radical 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 2 plus 13 așa comparat cu vecinul său profund de subteu 19 plus 2 radical 19 ori radical 5 plus 5. Astea sunt cele două numere de cine pe care trebuie să-i obținem, nu? O să zicem acum. O să zicem ce anume. Nu trebuie să-l vorbim? El vine bine. Putem să zic că nu mai avem nevoie nici, da? Așa, da. Acum, adică 11 cu 13. 24. Deci bine. 24 plus 2 radical din 11. 11 ori 13 și ne permite și radicalul radical. Deci radical din 11. 13 ori 13. Cu vecinul său. 19 și cu 5. 14. 24. 24. Plus 2 radical din 19. 19 ori 5. Am băgat cu acea radicală, da? 24 și cu 24 adi, n-ai nimic de comentat. E simplificat. Da. Cei 2, care au fost 11-13. 11-13. Ia să facem 11-13. 143. Față de vecinul, 2 radicali. 19 ori 5. 95. 95. Da. Deci, bine, este 95. Dintr-o 2 simplificăm. Și am redus toată povestea noastră, dar... Deci... Am comparat, e radical din 143 cu radical din 95. Așa. Deci, care practic, e? Radical din 11. Cum? Așa scrie. Radicalul 143 este mai mare decât radicalul din 95. Este echivalent acum,
Exact cum se comportă astea, se comportă cele două numere la început. 143 era din... Era din radical din 11 radical din 13. 11 plus radical din 13. Care va fi mai mare. Uite, radical din 19 plus radical din 5. Deci, hai să reluăm. Cum am gândit? Mai avem unul la fel așa. Am luat pe cele două numere, le-am verticat la pătrat, pentru că ne-am permis să facem asta câte vreme și membru stâng și membru drept sunt pozitive. Și acum am studiat pătratele. Și am tot dus înapoi, până când am ajuns să comparăm radicalul 43 cu 95. Da. Și atunci, răspunsul corect este acesta. Bun. Și acum mai avem un asemănător ca să vedem la bine iau un teren. Da. Și avem așa, îl comparăm pe radical din 15 minus radical din 13. Radical din 15 minus radical din 13. Deci, radical din 14 minus 3. Să vedem, sunt pozitive, sunt negative, nu știu, e cu minus. Deci asta este AU. Și asta e pe U, da? Să analizăm. Să analizăm dacă cele două... Nu pot fi negative. Dacă sunt pozitive sau negative. Nu pot fi negative. De ce? Radical din 15 pe radical din 13 pe pozitive. Deci, radical din 15 mai mare pe radical din 13. Radical din 15 cu 3 răsând radical din 9 și e și eu. Și ai tot pozitiv. Radical din 14 și radical din 9 pe 3. E apărare? Da. Deci amândouă sunt pozitive și atunci spui, cum să o compara pătrat? Spui chiar așa. Radical din 15, a, egal cu radical din 15 și minus radical din 13, este număr pozitiv. Iar B, care e radical din 14, minus 3 și este pozitiv. Și știind că sunt numere pozitive, cum vom avea A pătrat mai mare sau mai mic decât B pătrat? B pătrat. Așa se va întâmpla și treașele. A va fi mai mare ca B sau mai mic decât B. Deci, cum se va comporta, se vor comporta pătratele, așa vor fi și numerele. Corect. Să vedem la urmă. Și acum... Două la două. Așa. Radical din 15. Radical din 15 minus radical din 13. Radical din 14 minus radical din 9. La două. La două. Da. Cu B și minus 9. Radical din 14 minus radical din 9 la două. 3. Plus 3 lăsăm așa. La două. Totul la a doua. Și avem 15 minus 2. Echivalent. Le transcriem. Adeverul vorbește tu. 15 minus 2 radical din 195. 15 minus 2 radical din... 15 radical din 15 radical din 13. Eu pus la așa radical din 13. Plus 13. Alex. Alex. Deci nu stau. Plus 13. Față de. La minus. A. Și plus 13. Și acum vecinul. Numărul vecin. Care e? E ăsta la pătrat. 14 plus 14. 2 radical. Minus 2 radical din 14. Minus 2 radical din 14. Plus ori 3. Ori al 2-lea. Da. Ori al 2-lea. Și plus partea a doua la pătrat. 3 la 2. Nu. Da. Dar 14 este aceeași radical, nu? Nu. 14 și-am lăsat fără 3. Și ca să nu existe confuzii, 3 trebuie să luăm în față. 2 ori 3 radical din 14. Dar eu am lăsat așa pentru că el merge de 2 ori prima parte, ori al doua. Da. Și nu-i 14 ori 3 spate așa radical, 14 ori 9 dacă vrei să pui spate așa radical. Deci dacă vreau să faci ideea, m-am oprit eu aici curat. Dar din greșeală și din fuga cea mare când te lucrez, există riscul să faci așa. Exact. Și atunci, ca să nu se întâmple în cazul ăsta, pui 2 ori 3. 2 ori 3, 6. 2 ori 3, 6, sigur. Și atunci, echivalent,
Nu transcrierea, din cele două numere, la tașa. 28 minus 2 egal cu 195. 2 egal cu 195. Comparat cu 24 minus 2 egal cu 193. 23. 14 plus 9, 12. În prima este bine, 15 cu 3, dar 28. Și minus 2? Minus 6. Minus 6, radical din 14. Scădem 23 din anumite mei. Scădem cel mai mic din anumite mei. Spunem așa, minus 23. Și echivalența prima cu a compara. Pe cine? Pe 5 minus. Cu 5 minus 2 radical. 5 minus 2 radical de 195. 195. Cu V minus 8. Cu minus 2 radical de 106. Minus. Minus cât? Minus 2. Dar nu, nu avea minus 6. Era minus 6. Lasă că minus 6 radical de 14. Da. Minus 6. Deci, e același lucru, 2, 3, 9, urmărează, da. Care intrați o mulțime acolo, da? Lăsăm așa. Acum ducem din nou la a doua. Nu ne grăbim să nu cumva să greșim. Ne asigurăm dacă sunt pozitivi. Și dacă nu ar fi pozitive. 2 recat din 95. Minus 2 recat, asta nu-i pozitiv primul. Deci nu-i pozitiv. Nu-i pozitiv. Deci schimb semnul. Deci vezi, aici problema este asta, că nu mai putem face încă o dată manevra pe care ai spus-o tu, decât dacă ne asigurăm că ambii membri sunt pozitivi. Și ambii sunt negativi. Și ambii sunt negativi acum? Da. Sigur? Da. Ăla e negativ. Deci ăsta e negativ și ăsta e tot negativ. Da. Și atunci, prin care a pătrat, ai văzut, schimbă sensul negativ. Da. Și acum, dacă ai stabilit noi să fi mai mic una oară, va fi mai mare. Da. Și dacă nu va fi adevăr, ne întoarce și ne dăm tot. Da? Bun. Altă idee. Altă idee ar fi să ducem de minus 2 radical în partea dreaptă, ca și cum ar fi fost mai mic sau mai mare, să vedem dacă se duce. Și devine, ăsta devine mai mare decât celălalt. Și în felul ăsta i-a făcut cam doi pozitivi. 5 e pozitiv și celălalt de dată a fi tot pozitiv. Mm-hmm. Mai bine așa. Mai bine așa, ca să nu greșim că mai mic se transformă mai mare. Mare. Da. Da. Dar aici reluăm încă la care. Când am pornit la exercițiu, ne-am asigurat că prima parte, primul număr, e pozitiv. Și alt e pozitiv și ne-am permis să comparăm, dați cum am văzut aici, pătratul. Pe parcurs, în lucru făcut, se întâmplă, după calculul făcut, că apare 14 plus 9, 23, și aici 28. Și scădem pe 23 din ambii membri. Hai să mergem cu varianta mai mic, să zicem. Da? Deci, să zicem așa, 28 minus 2 radical din 195, că ar fi mai mic semn de întrebare, că nu știu prea adevărat. Dar nu mergem cu simplificat? Eu de aici, mai okay. De un pic. Da? Adică 23 minus? 23 minus 6 radical din 14. Adică, încă o dată. Deci, după ce am ridicat la pătrat, eu de la început puteam să spun cu semn de întrebare. Mă înțelegi? Adică da. Să startez cu un sens acolo, să vedem dacă va fi adevărat. Tot așa aici, să nu scriu așa vecinul da, său. Da. Mai mic. Mai mic și aici. Mai mic și acolo. Și final s-ar fi tradus și aici mai mic, da? Da. Bun. Dar peste tot semn de întrebare. Bun. Și acum, știți bine că treci dintr-un membru în celălalt, cu se schimbat, nu? Corect. Și va fi ca 5. Și atunci asta este echivalent în transcriere cu 5 mai mic, 5 mai mic, cu semn de întrebare, da. Decât 2 radical din 195 plus minus 6 radical din
14. Atenție. Nu știu de adevărat. Nu știu, avem semnul de întrebare. Să păstrăm semnul de întrebare. E, acum ambii membri sunt pozitivi. Trece la la. Și acum am permis să trec la pătrat. Dar eu știu, asta 5 e pozitiv. De unde știu că ăsta e pozitiv? Facem așa, 2 raie egal din 195 minus 2 raie egal din 195. Ia să fie chiar așa. Deci apare 5 mai mic decât 2 radical din 195 minus 2 radical din 126. 3 locuri, 3, 9 ori 14. Și păstie. 9 ori 4, 3, 6, da. 3 ori 6, ăsta e 2 ori 3, 3 ori ce au rugat sub radical și au fost 9 ori, și 9 ori 14 fac 136. 126. Ei, putem scoate un 2 în factor român, dar să vede acum 195 mai mare de 126. Deci e pozitiv. Deci la ambii membri sunt pozitivi. Fiind pozitivi la ambii membri, îi permitem acum să ridicăm din nou la pătrat, că nu se schimbă sensul realității. Deci e echivalent. Aș zice 25. Cum aș zice 25 mai mic decât am dat pe 2 în factor comun. 4. L-am și dat pe factor, ca să fie ușor la pătrat, ridicat minuna. Tu vrei să zici 4 radical din nu știu ce. Dar eu zic 4 pe lângă, să vină mai ușor. Radical din 195 la pătrat e 195. 195. Minus de 2 ori. Radical din 195, radical din 195, 126. Adică mai urmărești sau mai urmărești? De ce faci cu 2? Ca să te întoarce la urmări. Unde rămăsesem? Oposit. Am ținut o rugă. Sunt două ori și ceva, fără pauză. Pe finalul ăsta. Nu mai facem mai. Înțeles, da. Dar ăsta e motivul. Da. Fără pauze, la școală nu degeaba să faci 50 minute, 10 minute pauză, 50 minute, 10 minute pauză. Până la cu Ștefania am stabilit să facem o singură oră. Da, ai da. Nu da. Da. Dar trebuie să înțelegem că nici așa lunga. Da. Randamentul scade. Da. Nu, ajunge, poate să dai imediat să... Să-mi dai să sară și nu mai poate, gata. Așa. Mă întorc care. Deci noi am avut de comparat cu aceste două numere, da? Mai facem un pic de efort și des cum terminăm să mai termin asta. Deci cele două numere sunt pozitive. Și am spus mai devreme, fiind pozitive, ne duce spre pătrat. Că așa cum s-o comporta pătrat, trebuie să comportă și numerele la început. Și am zis, hai să zicem că ar fi mai mic, că nu știu că va fi mic. Și de-aia e pus el întrebare. Și ridic pe cele două la pătrat. Iată aici. Se văd de întrebări se păstrează. Apare așa ceva, 28 minus 23, scădem în 23. Ne ducem în situația asta. Și ridicăm la pătrat. Și nu, duc în dreapta, ca să mă asigur că rămâne și în stânga și în dreapta, nu mai pozitive. Și de ce mă răspund la 5 mai mic cu semn de întrebare decât 2 radical minus 6 radical? Și acum ridic la pătrat. Și acum ridic la pătrat ambii membri și o să am 25, 5 la pătrat. 25, mai mic decât. Scoțim pe 2 în factor comun, la pătrat face 4. Pe lângă. Pe lângă. 195 minus de 2 ori primul ori al doilea, adică primul radical 195, ori al doilea, care e radical din 126 și plus 196. E radicalul la pătrat. Bine, paranteză. Așa. Deci apare 25 mai mic cu semn de întrebare. Da, decât 4 pe lângă. Decât 4 pe lângă. 195 cu 126 fac. 11, 12, 3. 321 minus 2 radical și acolo un număr 195 24.570 570. Ei, acum mulțim cu
4. Și echivalent cu asta. 25. Nici mai nimic. Cu semn de întrebare. Adică 4 ori 321, 4 ori 4. 4 ori 2, 8. 1215. 1285 minus 8. 1284 minus 8 radical din 24.570. Echivalent cu după minus 8 radical în stânga. Da, 25 plus. Deci, bine, 25 în dreapta. A, acolo uităm acolo. Deci 8 radical din. Deci 8 radical din 24.570. 24.570. 570. Mai mic se mi întrebare. 1.284 minus 25. Așa, care face cât? Care face? 1.254 minus 25. 1.259. 1.259. Acum suntem pe final. Da. Pentru că avem ambii membri pozitivi, un singur radical. Da. Am scăpat de radical în felul ăsta, adică o dată încă o dată la pătrat și dacă ar fi, va fi adevărat, e bine, dacă va fi fals, schimbăm sensul. Păi pare un radical din 64 ori 24.580 și așa face, nu? Deci radical din 64. 1.259. Nu, nu, mai mic. Da. Și mie mic și la mai mare. Da. Și mi-e întors, nu? Deci, cu altă cuvinte, să am numerit. Păi, e mai mic, e 1.500, în fine, e un număr de dreapta, e mai mare decât care? Sensul ăsta nu-i bun, nu, e bun. Și acum